tot Traian Băsescu, aici la Hot News, într-un interviu acordat prin decembrie 2010, spunea că îl vede pe Emil Boc candidat, că nu vede contracandidat și mai spunea că speră să și câștige. Vorbind destul de mult cu lideri PDL, în particular, spuneau, domne, alt candidat n-avem. Până la urmă, Emil Boc a făcut destule lucruri bune în guvern, asta spun colegii dumneavoastră de partid, n-avem de ce să-l schimbăm de la șefia partidului. Aici eu am alt punct de vedere. Care? Și am să vă spun că nu consider că este unica soluție pentru Partidul Democrat Liberal. Depinde foarte mult și dacă vom stabili că separăm funcția. Vă dau un exemplu. Dacă se ia decizia în partid să se separe funcția de președinte de partid de funcția de prim-ministru, Emil Boc este prim-ministru. Va renunța Emil Boc la funcția de prim-ministru pentru a candida la președinția partidului? Nu știm. Sunt doar supoziții. Și atunci, dacă intervine o astfel de prevedere, practic nu va mai putea candida la funcția de președinte de partid. Deci, sigur, Partidul Democrat Liberal are și alte resurse. De important exemplu. Este cine arată drumul înainte acestui partid cu un program care să convingă. Cine arată? Cine ar putea arăta? Că spuneați avem că... resurse. De exemplu. Vom vedea după... Nu vă dau nume. Dacă dau nume, vor începe speculații. Nu este corect. Nu este corect în acest moment să dau eu nume de colegi pe care nu am discutat, care, de la care nu am acceptul să spun da, eu aș susține pe X sau Y. Haideți să vedem proiectele într-o succesiune logică după CNC, dar sigur acest partid are nevoie, cred eu, de o îmbunătățire a politicilor și în interiorul partidului și în relația cu electoratul. Vă dau eu niște nume. Sever Voinescu ar putea fi candidat? Are un handicap. Nu îndeplinește condiția statutară de 5 ani vechime în partid, din care 3 ani militant. Cristian Preda? La fel. Monica Macovei la fel. Teodor Baconschi la fel. Aici ar trebui o derogare pentru funcția de președinte al partidului vis-a-vis de vechime. Nu știu. Ar însemna ca după CNC, dacă vreunul dintre ei se decide să candideze la o astfel de funcție, să ceară această derogare și ea să fie supusă la vot. Deci avem reguli pe care trebuie să le respectăm. Dar în acest moment, niciunul dintre ei nu îndeplinește această condiție. Dar pot să susțină un program politic, o moțiune care să aducă o plusvaloare partidului și să susțină un candidat care să îndeplinească aceste condiții. Liviu Negoiță ar îndeplini condiția asta. Cu siguranță. Cu siguranță Liviu Negoiță îndeplinește condiția de vechime în partid pentru a candida la funcția de președinte al partidului. Numai că dinspre Negoiță nu se aude nimic. Se va auzi la momentul potrivit. E, asta e interesant. Deci de la fiecare potențial candidat se va auzi la momentul potrivit intenția.